În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Ca de obicei, miercurea seara, pentru că avem temă separată, m-am gândit că ar fi bine să punem accent pe câteva idei legate de persoana noastră, de persoana sinelui nostru, sau de ideea ce înseamnă iubirea de sine și lepădarea de sine. Este un termen folosit foarte des în lumea bisericească și este un termen foarte des folosit în lumea reală. De exemplu, când îi spui cuiva, ești vanitos, ești mândru, ești orgolios, ești ambițios, ești răzbunător, ești dur, ești aspru. Uneori poți avea dreptate, alteori poate nu poți avea dreptate. Și aici vorbim de personalitatea omului duhovnicesc, care ar trebui să păzească cele patru lucruri fundamentale. Bărbăția, adică curajul de a răspunde oricărei probleme la care Mântuitorul Iisus Hristos sintetizează și spune. Ce este vouă? Da, da. Ce este vouă? Nu, nu. Cei mai mult este de la diavolul. De ce vă spun lucrul acesta? Pentru că de obicei în lumea noastră pământească, în lumea reală în care trăim, vorbim foarte mult de imaginea de sine, de tabloul pe care noi încercăm să ne-l alcătuim în societatea contemporană, uneori prin experiența culturală, prin experiența intelectuală, prin experiența garderobei personale, adică a ceea ce înseamnă proverbul popular, haina îl face pe om, dar nu întotdeauna vorbește haina, ci vorbește omul și haina se face de râs, sau alteori, datorită mijloacelor materiale, credem că societatea se împarte în oameni foarte bogați, în oameni bogați, în pătura de mijloc, cum vrem noi să spunem, și clasa de jos, sau cum am fi să fie corect, clasa muncitoare, talpa, opinca, hai să spunem, partea exploatată. Pentru că, știți, avem un proverb românesc care ne spune așa: cât e lumea de deșteaptă, din pământ mâncare așteaptă. Și acum o să spuneți, da, dar nu mai avem nevoie de țăran și de agricultură, pentru că avem la dispoziția noastră tehnologia. Nimeni nu contestă lucrul ăsta. Pământurile se ară în sistem industrial, se însemânțează în sistem industrial, se erbicidează în sistem industrial, se recoltează în sistem industrial, se conservă mâncare în sistem industrial, se depozitează în sistem industrial, se vinde în sistem industrial și se consumă în sistem industrial. Deci nu se pune problema dacă vorbim de roboții, să spunem, industrial, ceea ce înseamnă tehnologie, într-adevăr nu avem nevoie de om în ceea ce înseamnă muncă. Dar noi ne raportăm la omul obișnuit, cel de rând, pentru că nu toată lumea trăiește la nivelul performant, și acolo vorbim de persoana umană implicată după cuvântul Sfintei Scripturi, și aici vorbim de o ecologie a planetei, când Dumnezeu s-a adresat lui Adam și i-a spus așa: luați pământul, stăpâniți-l, creșteți și vă mulțiți și lucrați-l pe el. Și chiar îi spune lui Adam ce are de făcut: pământul să-l muncești și în sudoarea feții să-ți câștigi pâinea. Iar el, ca o pornire asupra ta, că ai căzut din rai și n-ai fost cât se cade de ascultător de Dumnezeu, îți va mai da pe deasupra și spin și pălămidă. De aceea noi ne chinuim să deratizăm culturile atunci când vorbim de erbicidare pentru plantele nefolositoare. Și avem și acea pildă a neghinei, în care ne arată că neghina invadează un lan de grâu și se pune problema cu cultivatorului sau îngrijitorului pământului, cel înțelept. Nu cumva
să rupeți neghine înainte de a se coace grâu, ca să nu stricăm grâul și culturile și să batjocorim spicele. Lasă-le deopotrivă să se coacă simultan, iar atunci când vom secera grâul, dăm la arie pentru făcut făină și boabe, iar snopii de neghină îi vom lega și îi vom da la foc să ardă. Aici ne referim și la ecologia interioară dintre oameni, așa cum vedem noi astăzi societatea, atât cu oameni buni, atât și cu oameni răi, care trăiesc deopotrivă și împreună. Nu mai trebuie să avem prin echilibru Duhului Sfânt și prin lucrarea lui Dumnezeu în lume, că altfel nu s-ar explica, acel minim de echilibru în care răul să nu domine binele. Adică binele să nu fie înnăbușit. Iar pentru acest bine avem într-adevăr cuvântul lui Dumnezeu care ne spune: nu te teme, turmă mică, Domnul a binevoit întru tine, porțile iadului nu vor miri biserica în veacul veacului. Și am terminat capitolul ce înseamnă bărbăție. Ne ducem la capitolul prudență. Prudența este tot o virtute a omului demn și serios și atent, care se ferește din calea primejdiei cu multă înțelepciune și se ferește din calea primejdiei nu pentru că n-ar avea încredere în Dumnezeu, ci pentru că Dumnezeu personal ne-a demonstrat-o că nu trebuie să stai în calea omului din care lipsește Dumnezeu. Și l-avem pe Iisus Hristos, cuvântul întrupat, care pe un măgăruș cu mama lui călare și cu Iosif ținând măgărușul de căpestru, pleacă din Ierusalim, din Betlemul Iudeii, în Egipt. Pleacă căci este în pericol viața pruncului și nu stă în calea celor care îl urăsc. Iar după ani și vreme, același înger îi vestește lui Iosif: de acum întoarce-te în Ierusalim, adică întoarce-te în Țara Sfântă, că am pierit cei ce puneau în primejdie viața pruncului. Ce am învățat noi de aici? Că Dumnezeu nu se teme de oameni, dar nu vrea să intervină în liberul lor arbitru. Dacă ne uităm în viața lui Faraon, atunci când el a robit pe poporul lui Israel înainte de a trece prin Marea Roșie, Dumnezeu s-a arătat lui Moise și lui Aron și a demonstrat prin bărbăție și prin atenție și prin lucrare și prin vestire ce trebuie să facă ca să elibereze poporul de robia egipteană. Bineînțeles că Faraon a ascultat de fiecare dată tot ce a spus Aron, fratele lui Moise, pentru că el vorbea și Moise era mai gângav, nu în sensul că avea vreun defect de vorbire, și plecând de mulți ani din Egipt, nu mai știa limba egipteană la fel de bine ca Aron, care trăise în continuare în Egipt și vorbea mai bine ebraica. Și atunci Aron, Moise este cel care transmite mesajul lui Dumnezeu și Aron este cel care îl preia și îl dă mai departe faraonului. Ei, în clipa în care faraonul de fiecare dată aude semnele divine, se împotrivește. Dar se împotrivește tocmai din îngăduința lui Dumnezeu pentru a-i se face ca o răsplată. Unii o văd ca o pedeapsă, noi vorbim de plăgile lui Faraon, spune Sfânta Scriptură. Dumnezeu încearcă aceasta ca o răsplată, făcând semne și minuni în țara lui Faraon, ca oarecum poporul, întorcându-se cu inimă bună, să nu fie nevoie să-l piardă. Prin faptul că a fost leagănul poporului lui Israel atâta timp cât el a fost în nenorocire, 400 și ceva de ani, de când a ajuns Iosif la Putifar și a stat la curtea lui, a tâlcuit vise, a ajuns mare guvernator, mare sfătuitor, și apoi tot poporul lui Israel care a stat în țara Egiptului și care din popor îndrăgit sau din popor iubit a ajuns un popor dușmănit și prigonit prin faptul că s-au speriat egiptenii de modul la care lucrau, de modul la care gândeau, de modul la care se înmulțeau, de modul la care se extindeau, adică expansiunea ca număr. Și atunci, dacă vă aduceți aminte, s-a încercat o epurare pe care o întâlnim și astăzi între popoarele Europei. Împingerea acestor popoare migratoare, imigranți sau cum se numesc ei, spre metisarea, să spunem, a
albilor Europei prin amestecarea acestor gene noi, în ideea cum a făcut și faraon atunci. Omorâți toți copiii de parte bărbătească, lăsați doar femeile, ele se vor căsători din necesitatea biologică cu egipteni, vor naște copii în care bărbatul fiind stăpân, că bărbatul era puterea în casă, copilul se va învăța războinic, va deprinde obiceiurile tatălui și mama va rămâne doar servitoarea, badanta, crescătoarea și doica celui care s-a născut. Ei, Dumnezeu n-a tolerat lucrul acesta, i-a spus lui Moise că e momentul să părăsească acest loc, pentru că deja se petrece un lucru nefolositor, și atunci faraon se împotrivește pentru că pierde mâna ieftină de muncă. Și urmează cele 10 plăgi pe care le vedem în Sfânta Scriptură, cu apa prefăcută în sânge, cu țânțarii, cu lăcustele, cu broaștele, cu apa înroșită ca sângele și tot ce urmează, grindina, gheața. Faraon de fiecare dată își înmoaie inima, dar nu se poate întoarce la Dumnezeu. Deci împietrirea inimii sau răul acela din inimă atunci când lipsește Dumnezeu este foarte, foarte, foarte periculos. De ce spun lucrul acesta? Pentru că în cele din urmă Dumnezeu este nevoit să aplice pedeapsa fundamentală, atingerea de sângele neamului lor, când prin glasul îngerului morții trebuie să ia pe cei întâi născuți ai Egiptului. De ce vorbim de cei întâi născuți ai Egiptului? Pentru că acești întâi născuți, după regulile antichității și a vremii de atunci cum era în vechime, totdeauna paternitatea și transferul, dacă vreți, regalitatea și bărbăția era transmisă de la tată la fiu prin fiul cel mai mare sau cel întâi născut. Deci dacă tata năștea un băiat, era o veselie și o bucurie mare la curte, dacă se năștea o fată, nu era atâta veselie, pentru că fata nu putea să stăpânească regatul, ci trebuia să fie cineva de parte bărbătească. Iar dreptul de cel întâi născut era unul din drepturile fundamentale prin care bărbatul era proslăvit de Dumnezeu, că a fost vrednic și a avut trecere înaintea lui Dumnezeu. Astăzi, dacă ne gândim, de exemplu, din punct de vedere medical, noi putem influența prin cunoașterea medicală și prin metodele astea ale zămislirii, putem face sau putem ști dacă femeia naște un băiat sau o fată. Atunci, la vremea respectivă, lumea se năștea în mod natural, se întâlneau, cum spune acolo, și-a cunoscut Adam pe Eva și-a născut fii și fiice, și-a născut cutare, a cunoscut pe cutare și-au născut fii și fiice, deci nu se intră în detaliul acesta interior. Ei, venind îngerul morții noaptea, a ucis pe toți cei întâi născuți ai Egiptului, pentru că cei din Israel, pentru a nu gusta aceeași pedeapsă, au primit de la Dumnezeu un ordin ca toate ușile lor să fie unse cu sânge de miel, era un semn pascal al vremii de atunci, a trecerii din păcat prin Marea Roșie, mielul să fie mâncat cu buruienia mare în fața ușii casei, oasele să fie arse, să nu rămână nimic pe a doua zi, deci era un simbol de Euharistie, și când a văzut faraon dimineața ce s-a întâmplat, primul lucru și primul gând care l-a avut, lasă-i să se ducă. Dar după aceea inima lui s-a înrăit și a luat-o cu oastea după evrei ca să-i prindă, după poporul lui Israel, care deja era pe la jumătatea Mării Roșii, și a zis, păi dacă s-a deschis marea pentru ei, ce pentru noi tot aceea? Mânați carele la adânc și intrați după ei. Și când au fost în mijlocul Mării Roșii și deja coada convoiului ieșea, Moise a lovit cruciș marea, pentru că a dat în semnul cruciș, s-a deschis, și când a dat cruciș s-a închis. Pedeapsa neascultării de Dumnezeu și a învârtoșării inimilor după atâtea semne și minuni a fost uciderea poporului egiptean în mijlocul Mării Roșii, lucru confirmat cu mulți ani în urmă de cel mai mare cercetător, Jacques Cousteau, care a găsit în fundul mării resturile de la care și multe elemente de luptă acolo în fundul Mării Roșii, tocmai pentru a confirma că Scriptura nu este un mit, ci este o realitate.
Mă întorc peste prudență și spun lucrul acesta, că este bine în viața noastră să fim prudenți și să nu provocăm, nu pentru că orice lucru n-ar fi destăvilit. Nu avem atâta credință, noi, încât să putem opri rău așa cum îl oprește Dumnezeu. Iar Dumnezeu nu vrea demonstrații. Deci în momentul în care mucenicii erau prinși în arenă și uciși, dați la fiare, decapitați, arși de vii, scoasă carne de pe ei cu unghii de fier, Dumnezeu nu făcea minunea pedepsirii celui care a atins mucenicul, ci făcea minunea asupra mucenicului pentru întoarcerea celui păcătos, că așa spune Scriptura, Dumnezeu nu voiește moartea păcătosului, ci să se întoarcă și să fie viu. Și făcea să crească carnea la loc, făcea ca mucenicul să fie din nou sănătos, îl băga în groapa cu vara, a doua zi era sănătos, îl scrijelea tot, a doua zi era sănătos, îi tăia o mână sau un picior, a doua zi erau vindecate la loc. Deci, tocmai semne și minuni care să ne arate puterea și mărirea lui Dumnezeu prin lucrarea credinței. Și această prudență ne învață că este bine să ne ferim din calea răului și dacă ne uităm în toată istoria lumii, vom vedea că niciodată n-a fost sau n-au fost situații de așa gen încât cineva mai slab să stea împotriva celui mai tare, plecând de la semnul pe care îl avem în Vechiul Testament, când marele Saul, împăratul, și-a luat o știre puternică, s-a dus să-l învingă pe Goliat și n-a reușit. Și totuși vorbim de o luptă simplă și modestă, la nivel de praștie, în care marele rege David, un copil tânăr, un copilandru care păștea oile, a pus piatra în praștie, cu credință în Dumnezeu că trebuie să salveze pe poporul său, i-a tras lui Goliat cu piatra drept în frunte, că era foarte bun țintaș, și spre marea dumneavoastră mirare, cum ne spune și învățătura tulcuitorilor exegeți ai Scripturii, evident, când primești o lovitură în față, tu trebuie să cazi în spate. Evident că în momentul în care uriașul a fost lovit de acea piatră a lui David, care avea să fie urmașul și alesul poporului Israel și împăratul regele lui Israel, primind piatra în frunte, el nu s-a dus pe spate, ci a căzut în față. De ce? Din spate a fost lovit de Îngerul lui Dumnezeu. El l-a secerat și l-a ucis. Deci acolo a făcut Dumnezeu minunea și a hotărât dreptatea. Voi minți și nu voi pune în scaunul meu din neamul lui David, întreabă psalmistul David, cum spune acolo la stihiri când cântăm, adu-ți aminte, Doamne, de David și de blândețile lui. Pentru că David era un rege, pe deopotrivă, și blând, și poet, și melod, și evlavios, și temător de Dumnezeu, și cu încredere totală în Dumnezeu. Când a fost să fie judecat, el s-a judecat pe sine însuși, și a avut, de aici avem noi puterea pocăinței expusă în tema Noului Testament, în ceea ce numim noi milă voiesc și nu jertfă, sau jertfa lui Dumnezeu, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu va urgisi. Deci, deși face două greșeli fundamentale, crimă și curvie, pe Urie Heteul trimite în fața oștilor păgâni în linia întâi să moară, ca să-i rămână soția liberă, Berșeva, să o poată lua, că era lui dragă, și să facă chipuri de dreptate după lege, iar de aici păcătuiește și supără pe Dumnezeu. Iar când merge în fața prorocului Natan, are judecata cea dreaptă, sau inima înfrântă și smerită, pentru că nu s-a gândit o clipă, deși era insuflat de Duhul Sfânt, că se judecă pe sine însuși. Și ce îi spune prorocul Natan? Un sărac avea o melușea. Altul avea o turmă întreagă, 99. Și a venit și a ucis pe săracul și i-a luat melușeaua. Ce se cade rege să facă un om ca acesta? Trebuie să moară. Deci cu atâta seriozitate a spus David lucrul acesta, încât Natan s-a cutremurat și a spus, acela ești tu. Ai luat pe femeia lui Urie Heteu și ai făcut și desfrâu și ucidere de om. Și în clipa aceea, profetul David, cât era de împărat, nu s-a îngânfat în pene, ci a căzut cu fața la pământ și a zis, miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
Dacă există milă, iartă-mă. Dacă trebuie să pierd, pierde-mă. Și ca pedeapsă Dumnezeu i-a luat primul fiu, pentru care el și-a pus în cap praf și cenușă și s-a pocăit înaintea Domnului. Prudența ne învață deseori că nu-i bine să provoci omul ticălos, spune Isaia profetul. Nu mustra pe cel rău să nu te urască, dar dă-i pricină celui înțelept și mai înțelept va fi. Dacă ne uităm în jurul nostru, în modul, la mediul social în care trăim, la modul geopolitic în care ne desfășurăm, noi vedem cum cei mici caută să supraviețuiască și cei mari caută să îi înădușe. Și țările mari vin și chinuiesc țările mici, și oamenii mari vin și chinuiesc pe cei mici, și oamenii au singura nădejde și când vezi omul simplu și neputincios în fața unor asemenea primejdi, vorba cuivaci, că dacă ar ști lumea asta prin ce primejdi trece, ar muri de frică. Dar e mila lui Dumnezeu care ne întărește și ne dă curaj de la o zi la alta să răzbim prin această mizerie întunecată pe care Sfântul Antonie, care credea că este într-adevăr și a era, dar nu știa la ce măsură și a spus, Doamne, poți să-mi arăți măsura încercărilor demonice pe acest pământ? Antonie, dacă îi cam șfichia pe draci așa și făcea teatru cu ei, nu mai era frică. Credea că atâta este. Și a spus, Antonie, închide ochii. Și i-a spus după aceea, Antonie, deschide ochii. Și a văzut o ceață neagră cum ar veni valuri întregi de țânțari și aproape nu vedea nimic. Și a zis, Doamne, ce e asta? Acestea sunt cursele diavolului pentru lumea aceasta viitoare. Păi, Doamne, cine ar mai străbate prin acestea? Și se aude glasul lui Dumnezeu. Cu smerenie și cu credință. Deci când avem nădejde în Dumnezeu, spune psalmistul David în psalm, nu va da Dumnezeu toiag păcătosului să-i lovească soarta dreptului, dar dreptul să aibă grijă să nu facă fără de lege. Adică dacă tu vrei să strici sau să repari ceva tot făcând rău, adică în ideea de a face un rău mai mic cu unul mai mare sau unul mai mare cu unul mai mic, n-ai făcut nimic. Tu trebuie să-ți pui nădejdea în fața lui Dumnezeu că El poate răsplăti orice mizerie umană, indiferent cât de târziu va fi plătită, că foarte des am întâlnit această expresie și replică și când spun lucrul acesta și de la oameni mult mai mari și de la oameni mult mai mici, auzi, dragă, până la Dumnezeu eu hotărăsc. E prima părere. Aceasta poate fi și părerea justițiarului, aceasta poate fi și părerea procurorului, aceasta poate fi și părerea judecătorului, aceasta poate fi și părerea inchizitorului și a ministrului și a conducătorului, oricine ar fi el. Dar totuși, ultima părere o are Dumnezeu. Iată ce spune Iisus Hristos în fața lui Pilat. Pilat, guvernatorul, și el un om corupt ca oricare, acolo procurator în Ierusalim, are ocazia să-și spele imaginea de ticălos prin judecarea corectă a lui Iisus. În așa zisa prudență de a-și păstra scaunul, preferă să facă un joc murdar între neputințele evreiești ale Sinedriului de atunci, Ana și Caiafa și toată șleacta lor, și între comportamentul mizerabil al cezarului și al lui Irod, care și ei la rândul lor erau pe acolo, și în felul acesta îl ia pe Iisus și îl trimite dintr-o parte în alta pentru a se spăla pe mâini și a nu se abăga într-o mizerie, la început părută din prudență, dar de fapt își păzea scaunul său, n-avea nicio treabă cu dreapta judecată a lucrurilor. Și trezindu-se din nou că cel părât n-are nicio vină să-l judece procuratorul cum vrea el, îl ia la intimidare. Pe cine? Pe Iisus Hristos. Pe cel prin care toate prin cuvântul lui s-au făcut și s-au creat. Că ne spune epistola către evrei. A venit la Isai și nu l-a cunoscut, a venit între Isai și nu l-au primit. Și ce îi spune lui Iisus? Știi că am putere să te răstihnesc sau să te eliberez?
Ce ar fi trebuit să facă Iisus? Mă rog, iartă-mă. Hai, mă rog, fii om bun? Nu. Da, ai că ți s-a dat această putere. Care este problema? Dacă nu ți s-ar fi dat această putere de sus, tu n-ai putea face asta. Adică gândește-te când ești în funcție, în mărire, în slavă, în orice ai fi tu, că orice ochi are o vreme când se închide. Orice suflet are o vreme când părăsește un trup. Orice răsărit de soare are și un apus. Orice putere are un început și un sfârșit. Orice mărire are și o cădere. Orice stare de lucruri nemai întâlnită sau crezută infailibilă are și un declin. Așa suntem și noi în fața sorții. Proverbul popular ne zice că fie roata și pătrată se răstoarnă câteodată, așa și în viața umană, atunci când credem noi că ne-am săturat de făcut rău, sau când credem noi că stăm pe val sau nu mai este nimeni ca noi, Dumnezeu vine și ne răstoarnă. De ce? Ca să ne arate că nu poți să faci rău la minus infinit. Au trecut imperiile lumii, au trecut popoarele lumii, au trecut împărații lumii, au trecut conducătorii de oștia lumii, mari filozofi ai lumii, mari temuți războinici, și Hristos a rămas cel simplu și smerit. Se spune că Buddha, la moartea lui, a avut curajul să spună discipolilor care erau în jurul lui: nu eu sunt adevărul. Se spune despre marele întemeitor al religiei islamice, Mahomed, nu cel din vremea lui Ștefan, ci Mahomed, întemeitorul religiei islamice, că și el, fiind întrebat la vremea potrivită lui, a spus: n-aș putea să spun ce este viața. De ce? Pentru că noi nu știm ce este viața. Dar cum nu știi când te-ai născut, la fel de bine nu știi clipa în care mori. Deci viața, cum spune Adam, e o simplă trecere. Și vine Iisus Hristos, om ca noi, trăitor ca noi, suferă ca noi, mănâncă ca noi, bea ca noi, înfometează ca noi, postește ca noi și are curajul să înfrunte doi împărați deodată. Unul pământesc. Împărăția mea nu e din lumea aceasta. Dacă ar fi trebuit să nu fiu aici, cei ce mă apără pe mine s-ar fi luptat cu voi ca eu să nu fiu mâinile voastre. Împărăția mea nu e din lumea aceasta. Deci vorbește de o împărăție care este dincolo de percepția minții. Vorbește de libertatea în Duh, în slava lui Dumnezeu. Tatăl meu până acum lucrează și eu lucrez, spune el, și cele ce Tatăl le face și Fiul tocmai le face. Nu spune din laudă, ci ca să arate că misiunea lui este una cu totul deosebită față de ceea ce credem noi. Sau de ceea ce credeau iudeii la vremea respectivă. Noi credeam că acesta are să izbăvească pe Israel. Va zdrobi oștile romane, va dezdrobi Ierusalimul și noi vom trăi bine mersi, poporul regatului Israel, neatinși, nederanjați. Nu pentru asta venise Iisus în lume. Dar a avut curajul să le spună celor din vremea sa, în mod personal: luați și mâncați din trupul meu și din sângele meu, lucru care nu l-a făcut niciun discipol, și n-a făcut-o fără prudență, ci a făcut-o spunând așa: mulți dintre voi vor fi prinși, mulți dintre voi vor fi duși la dregători, omorâți din pricina numelui meu, mulți veți fi uciși crezând că cei ce fac aceasta aduc slujbă bună lui Dumnezeu. Dar să nu vă temeți, eu vă trimit pe voi ca pe mei în mijlocul lupilor. Să nu vă fie frică niciodată de cei ce pot ucide un trup. Să vă fie frică de cei ce pot ucide sufletul, spune Hristos. Și apoi continuă: eu sunt adevărul. Deci vedeți ce interesant? Dacă căutăm în scrierile lui Confucius, el spune invers: nu eu sunt adevărul. Și a fost unul din mari gânditori ai popoarelor asiatice, un ilustru filozof, cum ar fi la noi un Socrate, un Platon sau un Aristotel pe Balcan. Hristos spune: eu sunt adevărul, eu sunt și calea, adică cine merge în drumul meu și merge cu mine nu pierde, adună, se îmbogățește în Duhul Sfânt. Și eu sunt viața.
Deci eu sunt viața lumii. Cine crede în mine va fi viu. Și ne dă dovada prin propria lui înviere, ca Dumnezeu și om, și ne arată moartea lui ca Dumnezeu și om. Deci oamenii lucid și Duhul Sfânt îl înviază. Aceasta nu o face din, mândrie, ci o face pentru a ne arăta nouă că mersul lumii nu este cum îl vedem noi firesc, ci mai este și suprafiresc sau nefiresc, atunci când dincolo de ceea ce se vede cu ochiul liber, se percepe cu simțurile ceea ce nu se poate vedea cu ochiul și nu se poate pricepe cu mintea, ne spune Pavel, altul foarte înțelept, care nu aruncă cu vorbe la întâmplare, și zice așa, eu cunosc un om, nu știu dacă în trup sau afară de trup, dar care s-a suit până la al treilea cer și a auzit ce urechea nu poate auzi, a văzut ce ochiul nu poate vedea, mintea și nu poate înțelege și limba nu poate povesti. Deci, vedeți, nu este pentru noi a ști anii și vremile care sunt în mâna Domnului. Dacă ne mai oprim la prudență, prudența ne învață și următorul lucru. Să fim înțelepți cu noi înșine. Isaac Siru folosește o vorbă foarte înțeleaptă. Dacă știi să te împaci cu Dumnezeu pe timpul păcii tale personale, El va fi lângă tine în timp de război. Dacă tu nu știi să te împaci cu Dumnezeu, vei pierde din ambele părți. Și găsim tot la Isaac Siru, care spune așa, toată truda tinereții e odihna bătrâneții. Deși pare o vorbă de filocale foarte simplă, are întrânsa tot complexul de normalitate pe care omul poate agonisi prin școala vieții într-o viață de existență. Acum ne hazardăm, ne credem ultimii filozofi, ultimii deștepți, ultimii ce am vrea noi să fim, mă rog, fiecare are un gărgăun în capul lui. Dar în momentul când te vezi în fața neputinței pământești, unde te trezești singur, dacă te doare măseaua, nu-l doare și pe vecinul, pe fratele, pe sora sau pe mama. Dacă te doare capul, nu doare pe mama sau pe fratele sau pe sora. Dacă ești bolnav în spital, nu-i fratele sau mama sau sora. Dacă ești într-o operație grea sau într-o suferință, tu singur. Și atunci, în acel tu singur, prudența te îndeamnă să spui, miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta. Și dacă mai gândești ca David, și după mulțimea îndurărilor tale să ștergi fără de legea mea. Pentru că noi nu știm când suntem buni și când suntem răi. Pentru aceasta avem următoarea etapă, dincolo de prudență, numită ca virtute creștină și umană în ființa omenească, înțelepciunea. Înțelepciunea care ne împinge până la grade universitare, inclusiv academice, dacă e nevoie, dar care ne pot face neoameni când nu privim în sinele nostru sau când avem privirea abjecte ca asupra viermilor, pe cei mici care nu îi apreciem sau nouă ni se pare că nu valorează nimic. Și totuși cei mici au aceleași năzuințe ca noi. Vor și ei un pahar de apă când li sete, vor și ei un acoperiș deasupra capului când li somn, vor și ei o bucată de pâine, poate când li foame, vor și ei un gram de respect dacă ar fi pe undeva și nu i-ar da cu piciorul dacă l-ar primi. Și dacă noi putem împărți din înțelepciunea noastră aceste mari calități celor mai mici de sub noi, atunci cu adevărat începem noi să fim oameni. Iisus Hristos ne spune la acest capitol un singur lucru. Și întrucât ați făcut celor mai mici, mie mi-ați făcut. Deci dacă ai ridicat calicul de jos, lui Hristos ai făcut. Dacă ai dat un castron cu mâncare, lui Hristos ai făcut. Dacă ai dat un pahar cu apă, lui Hristos ai făcut. Dacă ai dat o zdreamță care se prisoșește pe dulap, lui Hristos ai făcut. Dacă ai dat o încălțare, lui Hristos ai făcut. Dacă ai spus o vorbă bună, lui Hristos ai spus. Dacă ai dat un leu, lui Hristos ai dat. Cine pe sărac împrumută pe Dumnezeu ajută. Nu, cine pe sărac ajută pe Dumnezeu împrumută. De ce vă spun lucrurile astea? Ca să înțelegeți că nouă ni s-a dat o înțelepciune pe o potrivă rațională în lucrurile care țin de rațiune și ni s-a dat o înțelepciune spirituală ca să ne ridice de la nivelul rațional spre cel duhovnicesc și să înțelegem lucrurile mai presus de lucruri.
Dacă te întreabă cineva de ce ești bucuros, nu știi, dar simți starea. Dacă te întreabă cineva de ce ești mulțumit de munca ta, nu știi, dar simți starea. Dacă te întreabă cineva de ce ești inteligent, nu știi, dar simți starea. Dacă te întreabă cineva de ce ai talent, nu știi, dar îți simți starea. Ei, acea stare, spune Apostolul Petru în Sfânta, în epistola sa, dacă ai primit, de ce te porți ca și cum n-ai fi primit? Dacă ți s-a dat, de ce te porți ca și cum n-ai luat? Toate câte le ai, sunt ale lui Dumnezeu. Dar este blestemat cel ce zice brațelor sale, voi m-ați crescut și voi m-ați ținut și voi m-ați hrănit, că fără voia lui Dumnezeu nu se mișcă un fier de păr din capul nostru. Deci să avem acea înțelepciune, când ne vedem putreți de bani, să ne dăm seama că e mâna lui Dumnezeu, când ne vedem putreți de avere, că e mâna lui Dumnezeu, când ne vedem sătui de sănătate, că e mâna lui Dumnezeu, când ne vedem bucuroși, că e mâna lui Dumnezeu, când ne vedem mulțumiți, că e mâna lui Dumnezeu, când ne vedem, mă rog, cum vrei tu să te simți, fiecare are starea lui interioară, că e mâna lui Dumnezeu. Dar și când suferim, să ne aducem aminte că e mâna lui Dumnezeu, când ne încearcă necazul, e tot mâna lui Dumnezeu, când suferim, e tot mâna lui Dumnezeu, când ne doare, e tot mâna lui Dumnezeu, când suntem nedreptățiți, e tot mâna lui Dumnezeu și aceasta se face ca noi să ne trezim și să nu greșim și să uităm că există un cârmaci, un barometru al tuturor lucrurilor. Și întotdeauna mi-a părut, foarte nesemnificativă expresia aceasta din Scriptură, dar pe o potrivă de adâncă. Aveți grijă, spune Iisus Hristos, că la judecată vor fi cântărite și gândurile. Aș pune următoarea întrebare. Cine mai știe ce s-a gândit ieri sau altăieri sau cu 10 ani sau cu 20 de ani? În cartea vieții sunt scrise. Aceeași Scriptură vine și ne spune: niciun fir de păr din capul vostru nu se va mișca fără voia lui Dumnezeu. Chiar și perii capului vostru sunt numărați. Și-a pus vreodată întrebare din curiozitate, câte fire de păr are în cap? Nu m-a interesat. Uite că Dumnezeu știe. De ce l-o fi interesând pe Dumnezeu câte fire de păr avem noi în cap? Ca să ne arate complexitatea ființei umane și că în tot acel echilibru există un hart de natură divină care este ascuns într-un ovul și într-un spermatozoid. Și cele două când se întâlnesc, deși par două celule nesemnificative, fiecare de factură diferită, înăuntru acelui program, acelui hard divin necunoscut nouă cu nimic, stă și măsoară medicul, se uită prin ecograf, prin 3D, prin 4D, prin 7D, prin ce se mă uită el treaba lui, dar nu știe niciodată nimeni să explice cum acolo în pântecele mamei, dintr-o celulă desfăcută în două, că așa se divide întâi și iar apoi în 4 și apoi în 8 și apoi în 16, începe să se formeze o coloană vertebrală care înseamnă materie osoasă. Niște celule care se ocupă și creează o inimă, niște celule care se ocupă și creează un ficat, niște celule care fac un pancreas, care fac un rinichi, care fac un creier, care fac o amigdală, care fac un mușchi, care fac un nerv, care fac un conductor, o arteră prin care merge viața. Cine poate explica toată această industrie anatomică de natură divină? Cum se concepe un prunc în pântecele mamei, despre care mama nu știe nimic, doar spune de multe ori, de-ar da Dumnezeu să fie sănătos. Dă, că cu asta se ocupă Dumnezeu, asta e obligația Lui. Că așa a spus, să creșteți, să vă mulțiți și să stăpâniți pământul, să-L lucrați pe El. Deci, Dumnezeu nu-și calcă cuvântul care ni l-a dat și ne arată că înțelepciunea divină este veșnică și legea pus și nu o vor trece. De unde știe celula aceea care se divide acolo singură că una trebuie să facă ovare, alta trebuie să facă testicol, una trebuie să facă uter, alta trebuie să facă
intestin, stomac, splin, rinic și tot ce se întâmplă acolo. Din programare divină, și aceasta este înțelepciunea divină a lui Dumnezeu, a tot știința și a tot puternicia, care vine să ne arate nou cât de complex este făcut omul. Și auzi ce spune psalmistul: Doamne, ce-i omul că-ți amintești de el și fiul omului că-l pomenești pe el? Cu puțin față de îngeri l-ai micșorat pe el, cu slavă și cu cinste l-ai încununat pe el. Păi noi, în primul rând, avem slava sufletească, că suntem raționali, nu zberăm ca animalele, suntem inteligibili și avem cuvânt și comunicăm între noi, nu ne lingem pe schinare cum face două făpturi când se întâlnesc și se cunosc prin pădure sau prin țarină. Noi vorbim, comunicăm, mă doare, plâng, sufăr, vreau, știu, cunosc, îmi place, îmi doresc. Noi avem sentimente, lucruri care vin din eternitatea divinității. Și acestea se numesc acte de inteligență sau înțelepciune divină, mai presus de puterea gânditoare a minții. Și noi suntem înzestrați din această inteligență cu un minim de 100% din ce este acolo. Și ne putem da seama ce înseamnă lipsa inteligenței divine prin ceea ce Dumnezeu a slobozit peste lume când noi greșim. Și nu vă cer mai mult, analizați cu ochii dumneavoastră un om atins de Alzheimer, de demența senilă și de pierderea memoriei, care devine ca o legumă și nu știe ce vrea, când e sete, când e foame, când trăiește, când moare, ce-l doare, deci te uiți la el ca la o făptură, cum ar fi orice altă făptură care nu cuvântă. Ei, aceasta trebuie să fie pentru noi înțelepciunea cu care ne dăm seama că eu-l din noi este de fapt o mică iconiță din Dumnezeu. O mică părticică din Dumnezeu pe care noi trebuie să o șlefuim, să o îndumnezeim, să o îmbrăcăm în atributele divine, spunea Antonie Plămădeală, marele cărturar, mitropolit al Ardealului, că rama ne-o dă Dumnezeu când ne creează, pruncul. Imaginea ne-o dă Dumnezeu când ne-a creat, când ne-a făcut oameni. Iar tabloul desăvârșit, pictat din faptele vieții, îl trimitem noi la Hristos când închidem ochii pentru obșteasca judecată. Unii plecăm cu tabloul terminat, alții poate numai tras în creion, alții poate numai dat culorile în mat, alții poate neterminat și nepictat, încă neînchipuit, sau alții măcar n-am reușit să punem pânza în ramă. Aceasta e treaba lui Dumnezeu și nu-i treaba noastră, El va judeca acestea. Înțelepciunea noastră divină ne împinge întotdeauna, prin credință și prin fapte de credință, să alergăm de la chip la asemănare. Suntem chipul lui Dumnezeu, nemuritori, veșnici, raționali și cuvântători, mai trebuie să fim buni, drepți, sfinți, desăvârșiți și ce mai cere Scriptura. Fiți desăvârșiți precum Tatăl vostru cel din cer desăvârșit este. Fiți sfinți precum Tatăl vostru cel din cer sfânt este. Vreau ca toți să fie una cum eu și Tatăl una suntem. Deja v-am dat elemente din înțelepciunea divină. Și ultima, vorbind și de aceasta, deci vorbind de prudență, vorbind de bărbăție, de înțelepciune și de putere. Ultima este puterea. Puterea de a învinge rău, puterea de a învinge păcatul și cu Duh stăpânitor mă întărește. Duhul tău cel bun nu lua de la mine, spune psalmistul David. Cât timp suntem în lucrarea Duhului cel bun, găsim la psalmi spus aceasta: legea ta cugetarea mea este. Deci, pune înaintea mea calea ta, zice psalmul de la ceasul întâi. Așa trebuie să fim și noi tot timpul cu Dumnezeu înaintea căii noastre și atunci avem puterea, cel ce faci pe îngerii tăi duhuri și pe slugile tale pară de foc. Cu puterea și cu Duhul Domnului cerurile s-au întărit și cu Duhul gurii Lui toată puterea lor. Și puterea o vedem la sfinți, nu trebuie să vă spun, mi-aduc aminte doar de această istoriară, că mi-e cea mai dragă. Era un pusnic care nu făcuse nicio minune în viața lui, a stat 70 de ani în pustie și a venit dracul și a spus: ce prost ești, alții văd înainte, alții izgonesc draci, alții au străvedere, alții vorbesc cu îngeri, tu ai stat și ai foștologit și ați lovul ăla degeaba, ia-ți cărțile și du-te în cetate că ai pierdut vremea degeaba. Dumnezeu n-a vrut moartea lui și a trimis imediat pe îngerul păzitor sub formă de călugăr să-l salveze pentru că se nevoise ani în pustie
Și i-a zis, părinte, părinte, nu te supăra. Am auzit că aici undeva în adâncul pustiei este un pusnic sporit care de 70 de ani stă în adâncul pustiei și numai cât se uită lumea la el și se vindecă. Dar cum îl cheamă? Păi uite, așa îl cheamă, era vorba de el. Zice, da? Dar de unde ai auzit? Păi așa se vorbește în toată cetatea. Toată cetatea numai despre asta vorbește. Și a spus, eu n-am auzit de el. Și l-a lăsat pe tânăr să depărteze, a făcut calea întoarsă și a fugit direct în pustie, că s-a simțit rușinat de ce se vorbește în cetate de el și ce face el. El se gândea să plece în lume, că nu era sporit. Sfinții nu știu că sunt sfinți, sfinții nu știu că sunt smeriți, de aceea practică permanent, miluiește-mă pe mine păcătosul. Sfinții nu știu că au înainte vedere, ei nu fac prescripții de acestea zilnice, cum facem noi pe Facebook. Mâine vine sfârșitul lumii, mâine va fi mare nenorocire, sfârșitul se apropie, gata, Antichrist s-a născut, Satana s-a dezlănțuit, nu-i treaba noastră. Noi nu știm nici cum ne cheamă buletinul în mână, dacă suntem luați mai tare, jumate din noi și inclusiv eu nu știu codul numeric personal. Deci, noi... Când vorbim de înainte vedere, trebuie să vorbim de un apostol Pavel care merge până al treilea cer. Sau de un om care multă muntere cu rugăciunea. Sau de un om care înviază morții. Sau de un om care vindecă bolnavii. Sau de un om care știe viitorul și spune în ziua cu tare, la ora cu tare, se va întâmpla cu tare lucru. Acelea sunt înainte vedere, nu găinăriile. Găinăriile sunt lucruri ieftine inventate de oameni fără lucrare. Deci, n-a venit Antichrist nimănui să arate certificatul de naștere. Antichristul suntem noi în persoană când călcăm voia lui Dumnezeu, voia divină. De câte ori ne-am urât, dușmanit, certat, batjocorit, hulit, înjurat, nerugat, neîmpărtășit, nespovedit, Satana în noi. Noi suntem ucenicii Antichristului. Așa spune Sfântul Maxim Mărturisitor. Cei 3 de 6 zac în om, fie în rău, fie în bine. Plinătatea răului, până la apogeul răului, satanizarea sau demonizarea și umplerea omului de har până la desăvârșirea absolută sau îndumnezeirea. Așa o tâlcuiește Sfântul Maxim Mărturisitorul. De ce v-am spus lucrul acesta? Ca să înțelegeți că pusnicul, întorcându-se pe altă cale în pustie, a ajuns la chiliuța lui și i s-a făcut sete. Când s-a dus, net izvor, nu mai era izvorul. I s-a făcut foame. Când s-a dus în spatele colibrii, net, copacul nu mai era curmale. A căzut în genunchi și a zis, Doamne, poate te-am supărat cu ceva? Și a s-aude glasul îngerului. După netrebnicia ta, s-ar cădea să plângi cu lacrimi. Nu te-ai întrebat vreodată, 70 de ani, cum ai stat în pustie, în liniște? Și nu te-ai întrebat cum crește un pom în arșița soarelui, dacă nu din darul lui Dumnezeu, ca să ai tu mâncare zilnică? Nu te-ai întrebat cum crește un izvor de apă în mijlocul pustiei, în pământuri seci și sterpe, dacă nu așișderea lui Moise când a lovit piatra în munte și a băut poporul însetat apă din piatră? Ce mai mare minune vrei că Dumnezeu ți-a dat liniștea și hrana și apa timp de 70 de ani? Care este cea mai mare minune decât să fii sub harul și sub dragostea și ocrotirea lui Dumnezeu? Și atunci a căzut cu fața la pământ și s-a căit și la 3 zile a apărut și copacul și izvorul. Oare cât ne trebuie să ne dăm seama că Dumnezeu ne-a dat sănătate 60 de ani, 70 de ani, 80 de ani, să ne bucurăm de copiii noștri, de lucrurile noastre, de realizările noastre, de învățătura, de priceperea, de fiecare cu ce a fost înzestrat de la Dumnezeu. Fac excepție puturoșii pentru că ei nu se încadrează în planul divin de muncă. Apostolul Pavel a spus foarte clar, cine nu lucrează nici să nu mănânce. Se merge în societatea de azi și se ambalează puțin pedala aceasta lacrimogenă și pietistă. Vai, câți copii suferă de foame. Într-adevăr, copiii n-ar trebui să sufere de foame, pentru că ei sunt făpturile pure și nevinovate. Dar este marele lor blestem că s-au născut din părinții responsabili. Asta e marea dramă. De aceea, în îndreptarul de spovedanie, suntem condamnați când ni se spune la păcatele dintr-un început. N-am mulțumit lui Dumnezeu că m-am născut din părinți binecredincioși, creștini și temători de Dumnezeu. Pentru că atunci când ai avut 2 părinți care te-au educat frumos și te-au crescut cum trebuie, tu ai putut să faci o carte,
să ai o bucată de pâine, să crești cum trebuie, să dai bună ziua, să știi ce înseamnă jertfa, ce înseamnă munca, ce înseamnă străduința, ce înseamnă osteneala, ce înseamnă rânduiala. Și atunci sigur că născându-te din acest fel de părinți, ești permanent obligat să mulțumești lui Dumnezeu că ți-a dat acest dar. Ce-i vinovat un biet prunc nevinovat că tatu-i un bețiv și mamă sa-i o depravată? N-are nicio vină. Într-adevăr, nu ei ar trebui să suferi de foame. Chiar ei ar trebui să aibă de toate, dar ar trebui în același timp și eradicată metoda de a ne plânge de milă stând în păcat. Deci, îți plângi de milă când ai ieșit din păcat și nu poți să străbați valurile vieții. Dacă stai degeaba și pierzi timpul și vrei să-ți fie bine, nu se poate, pentru că nu există nici muncă fără pâine, nici pâine fără muncă. E un proverb așa mai comunist, nu l-am inventat eu, dar e văd după Scriptură. Cel ce nu lucrează, nici să nu mănânce. Apostolul Pavel le spune corintenilor. Corintenii așteptau sfârșitul lumii și nu mai făceau nimic. Și Pavel a spus, stați așa. Domnul s-a înălțat la cer, el știe când se întoarce. Voi treceți și vă luați viața așa cum trebuie. Și v-am spus lucrurile acestea ca să înțelegeți că omul care este înzestrat de Dumnezeu cu bărbăție, cu prudență, cu înțelepciune și cu putere va birui în viață oriunde, dar nu altfel decât în numele lui Iisus Hristos. Tot genunchiul să se plece și a celor cerești și a celor pământești. Și a celor de desubt. Iacob spune, și dracii cred și se cutremură, dar nu se pot schimba pentru că au căzut de la fața Domnului lucrând rău din mândrie și din îngânfare. Dumnezeu n-a creat demoni, demonii s-au creat ei singuri prin neascultarea și nesupunerea lor, căzând din cer, cum auziți în molifta Sfântului Vasile. Pentru că suntem în perioada de vară, până la Sfânta Mărie mai avem ea ca aproape o lună și o să intrăm iarăși din nou în post, acum trebuie să fim cât se poate de relaxați și sufletește, și duhovnicește, și material, să ne regăsim în tratarea lucrurilor așa la modul de vară, cum se spune, cu tot ce ne pune natura la dispoziție, cu tot ce ne pune căldura la dispoziție, cu tot ce ne pune viața la dispoziție, să ne pregătim că acuși vine iarăși toamna și iarăși începe munca, și acuși vine iarăși iarna și iarăși începem nevoința. Deci omul trebuie să fie într-o permanentă lucrare, așa cum și o floare este în permanentă lucrare. Mugurește, înfrunzește, înflorește, face semințe. Răsar semințele, înmugurește, înverzește, face frunze, face floare și iarăși face semințe. Deci să ne dăm roadele semințelor duhovnicești prin cele mai minunate și curate și bune și frumoase fapte bune. Amin că v-am plictisit.